Deliciile culinare, autentice și naturale din Bucovina ajung de câteva luni direct în fața consumatorilor din marile orașe. Membrii unei fundații au avut ideea de a-i ajuta pe micii producători din Bucovina să își valorifice produsele și în alte părți, în afara piețelor locale. Colectează produsele direct de la familia producătoare și le duc la vânzare în marile orașe în cadrul unor mici târguri culinare. Apoi, intermediarii se întorc la producători, le lasă banii din vânzarea mărfii și le comunică feedback-ul de la clienți. Așa a luat naștere un food hub cu produse made in Bucovina. 25 de producători locale au acceptat provocarea de a pregăti și ambala produsele pentru orășeni, iar câștigul este de ambele părți. Producătorii își valorifică marfa la prețul corect, iar consumatorii se bucură de produse naturale și unice. La cel mai recent eveniment al hub-ului, deliciile bucovinene au ajuns în Cluj. Produse din carne, produse lactate, cozonaci, dulcețuri sau chiar bere nefiltrată au fost câteva dintre bunătățile care i-au făcut pe consumatorii clujeni să se lingă pe degete și să scoată banii din portofel pentru a pune pe masă produse naturale ce nu se găsesc pe rafturile supermarketurilor. Sunt foarte gustoase și chiar deosebite. Mi se pare ideea ca produsele micilor producători din Bucovina să ajungă și la consumatorii din marile orașe? Cred că e o idee foarte bună și ar trebui să facă și alții la fel, să cunoaștem produsele lor și noi cel puțin avem o deschidere. Zacusca asta e deosebită, sunt cașcavaluri care îmi plac, cam asta. Clienții cumpără prima dată plăcintele și cozonacii, mai ales că produsele pot fi degustate, dar nu spun nu nici la mușchiulețul de vițel sau la cașcavalul cu diferite arome. Am adus o gamă mai diversificată, atât preparate din carne cruduscate, cât și brânzeturi maturate. Și avem aici un mușchi cruduscat făcut după o rețetă tradițională sau un cabamus după o rețetă consacrată. Iar aici avem specialitățile din cașcaval, afumat sau cu verdeață, cu usturoi și busuioc. Și la fel de bune sunt niște specialități din păstrăv, făcute, combinate așa niște rețete mai inedite, din păstrăv afumat cu limes, chives, cremă de brânză bio și smântână, iar gustul deosebit cred că este dat de calitatea peștelui, care este adus din Munții Călimani și este singura păstrăvărie certificată bio. Alimentele expuse la vânzare sunt 100% naturale și făcute cu drag, spun cei care realizează puntea între producători și consumatori, iar prețurile nu sunt mai mari decât cele practicate în hipermarketuri, de exemplu. Singura diferență e că astfel de produse nu vor ajunge niciodată pe rafturi marilor retaileri. Asta ne dorim, ca ele să fie o alternativă a produselor din supermarket. Președintele fundației, care a avut ideea de a face cunoscute lumii alimentele ce provin de la animale crescute liber, care mănâncă iarbă curată, spune că oamenii nu cumpără doar produsele, ci și povestea producătorului. Zona noastră în care suntem activi este Bucovina. Căutăm și formăm producători de acolo, oameni care duc mai departe de generații tradiția unei gastronomii deosebite, oameni care folosesc materii prime locale. Zona este o zonă curată, este o zonă în care creșterea animalelor, producția de lapte sunt tradiționale. Produsele din Bucovina pot fi comandate și online de pe site-ul Hub Food-ului. Să nu vă mirați însă dacă stocurile se epuizează rapid. Motivul este simplu, bunătățile sunt în cantități mici, tocmai pentru că sunt naturale și nu se produc în masă.